BUM înseamnă Brașov Underground Museum și este și o trimitere la faptul că în galeriile au fost săpate ca depozit de muniție și adăpost antiaerian. BUM înseamnă primul muzeu de arte New Media din România, deci de artă și tehnologie. Este o premieră la noi în țară și sperăm să devină o premieră permanentă. Expoziția aceasta se cheamă Underground și va ține 4 luni de zile și sperăm că vom impresiona cetățenii orașului și turiștii atât de mult încât proiectul ăsta va deveni unul permanent. Unele dintre lucrări, într-adevăr, sunt interactive, altele sunt doar obiecte de privit, toate sunt instalații care folosesc tehnologiile, lumina, artele digitale. De asta le-am unit sub conceptul de New Media. Oamenii pot să-și facă selfie-uri, pot să facă orice. Aici mai puțin să aprinde lumini și blițuri care vor strica efectul luminilor, lucrărilor. Noi facem amural de 7 ani de zile, chiar aici, după ziduri, și de multe ori priveam acest loc ca un obstacol, încercam să prevenim oamenii să intre ca să nu fie în pericol, știam că e insalubru. După care am avut un moment, un shift de perspectivă, ne-am dat seama că de fapt aici este întuneric tot timpul și lucrările pe care le aducem noi la mural ar putea să rămână aici permanent. Și ar fi super dacă amural n-ar mai ține doar 4 zile, ci ar lăsa într-un loc din Brașov cele mai frumoase dintre lucrări. Ne bucurăm că avem ocazia să asistăm la inaugurarea a Brașov Underground Museum, într-un loc atât de inedit precum catacombele pe care le deschidem astăzi publicului brașovean și turiștilor deopotrivă. Această inițiativă vine ca un pas în ceea ce înseamnă conceptul Parcului Cultural după Ziduri. Cei de la Asociația Mural alături de primărie pot să pună la dispoziția publicului brașovean acest muzeu inedit. Este o experiență inedită, pe lângă locul în sine care este deosebit. Toate instalațiile sunt în așa fel potrivite încât creează această stare inedită și pe care nu o mai găsește niciun alt loc din Brașov. Dar ceea ce este foarte important și chiar entuziasmant în deschiderea acestui spațiu este că eu cred că este o reconversie cum nu se poate mai potrivită a acestui loc care exista în mințile brașovenilor ca o legendă, pentru un muzeu care lucrează cu lumina, cu tehnologia, pentru că este în mod natural închis, în mod natural creat cu galerii și cu spații în care să descoperi arta contemporană și aici natura cred că aduce exact acest coridor și această experiență a descoperirii și a surprizei care trebuie să însoțească arta modernă și contemporană. Întunericul e natural, de asemenea răcoarea, pentru că începe vara, sperăm. Și numele mi se pare foarte inspirat. A fost un adăpost împotriva bombardamentelor, așa că această prescurtare, acest acronim BUM pentru Brașov Underground Museum se potrivește perfect cu spațiul ăsta. Deci cred că este o primă mare reușită pentru mișcarea artelor contemporane în Brașov, în spațiul public.